Că ce nu purtăm ar fi implicat să le, decât să le aruncăm sau să le ducem la gunoi, mai bine să le dăm celor care nu au posibilitatea să-și cumpere sau da. cine dorește să le îmbrace. Să... Știm că există mulți copii care nu au posibilitatea de a-și cumpăra o haină sau de, nu știu, de a purta o haină și de aceea dorim ca noi să-i ajutăm într-o mică măsură. Să ducem o haină pentru că sunt multe persoane nevoiașe, de multe ori îți rămân haine și le pui acolo crezând că voi o să le folosesc, dar ajungi să constați după 3-4 ani, poate că nu le-ai mai folosit, ți-ai luat altele și de ce să nu le folosească alții care chiar au nevoie de... Considerăm că noi suntem mult, mult prea fericiți și avem mult prea multe chestii și sunt alte persoane care au chiar foarte, foarte puține și foarte puține posibilități. Am ales să donăm pentru că sunt multe persoane care au nevoie și, din păcate, sunt atâtea care nu apreciază și nu-s la fel, nu gândesc la fel ca și noi și nu lasă ce alegem noi să facem să fie respectat, deși sper să fie până la urmă și să fie toată lumea fericită, să le fie cald. Ți-a îndemnat și alți prieteni să facă același gest? Da. Și inclusiv familie și o mai pus pe aici. Deci clujenii sunt oameni darnici cum ar veni, da, până la urmă. Și sunt oameni cu suflet. Mai găsești și oameni buni.